Salut, sunt Andrei. În acest tutorial am să te învăț cum să faci un buton în Photoshop. Intrăm în File, New și facem o pagină de 600x600 și dăm OK. Dăm click dreapta pe Rectangle Tool ca să alegem Rounded Rectangle Tool. Ținem click apăsat și facem o formă dorită. Dăm o culoare albastră. Iar la background îl deblocăm și îl facem layer și dăm o culoare mai închisă, destul de închisă. Ok. Acum clic dreapta pe primul layer din buton, din seria buton, și bifăm gradient. Alegem o culoare închisă, un albastru închis, sau tu poți să alegi o altă culoare, dar încep cu închis și după deschis. Ok. Reverse, o să vedeți de ce fac reverse. Style, radial. Angle, 0. 150, 120, 120. Deci scal de la 120. Deci am bifat reverse pentru a pune prima culoare cea deschisă și după cea închisă, ca să fie la mijloc o culoare deschisă și la margini o culoare închisă. Dacă nu este reverse bifat, o să fie invers. Ok. Dăm un Ctrl G pentru a duplica. Dăm un zoom, dăm un Ctrl T și țin apăsat CTRL, adică Ctrl, și mă duc la prima căsuță și mut ușor, ușor până avem acest rezultat. Și așa facem și jos, dăm în sus, ok, și dăm Enter. Mergem la primul layer, facem un layer nou peste el, mergem la brush și dăm un brush. Avem un brush la size de 123 și un hardness de 0%. Ok. Acum mergem, apăsăm Ctrl și dăm click pe primul layer și mergem la layer mask. Care este layer mask? Uite acesta. Și dăm click. Automat ne-l-a pus peste tastin. Ok. Acesta este rezultatul. Ok. Click pe layerul în care am făcut brush și mergem la overlay și punem un overlay de 80%. Ok, destul de bine. Primul layer o să aibă un efect. Click dreapta pe Rectangle Tool și selectăm elipsetul. Elipsetul mutăm pentru a-i face o reflexie la primului buton, a primului buton. Facem o culoare FF, adică albă. Și tot la fel, control, click pe primul layer și apăsăm layer mask. Tot la fel, tot overlay sau soft light. Da, eu cred, hai, soft light. Și facem undeva pe la între 10 și 15 să fie. Este destul de bine. Da, este bine. Ok. Să punem un text. Un text descarcăm sau un culoare albă.
Ok. Avem această culoare albă, facem puțin mai mare, cred că pe la 40 este bine. Este suficient. De ce îl mut în această parte? O să vedeți de ce. O să mut toată partea, totul în partea aceasta. Fac o elipsă în partea dreaptă a butonului. O elipsă în care să aibă o săgetuță în jos de la donut. Ok, acesta este, ops, scuzați, buton. Ok, dar asta spune am terminat butonul. La donut nu lăsăm așa. Dăm click dreapta, black, blending options și dăm drop shadow. Un drop shadow la 0 size și la 1 distanță și dăm în 20. Asta e destul de bine, presupun. Ok, facem așa un layer nou, ops, așa, și facem elipsa. Țin shift apăsat și facem elipsa cam în jur de astfel. Cred că este suficient. Ok. O să mut textul mai încolo, puțin mai mare. Din nou Ctrl J și facem, țin Shift Alt apăsat. Mă duc dintr-una dintre colțuri și îl mut puțin pentru a avea un acest efect. Enter. Ok. Dacă nu vreți să mai dați click dreapta blending option să repetați, dați cancel. Intrăm, click dreapta pe primul layer și dăm copy layer style. Și la prima elipsă punem paste layer style. Desigur o să modificăm puțin, nu o lăsăm așa. O să facem, da, cred că este mai bine așa. Da, de tot, 150%. Ok. Deci am făcut a doua elipsă. Să-i dăm din nou paste și la ea. Ok. Facem același lucru ce am făcut și la buton. Layer, broș, broș, broș. Click, mark, overlay. Scădem puțin opacitatea, cât să ne placă acest buton. Ok, avem elipsa. Nu este terminată, trebuie să facem niște reflexii. Ctrl J. Ups, scuzați. Debifăm gradient și rămâne alb. Dăm Ctrl J. Shift Alt apăsat. Mergem din colțuri, facem mai mic. Chiar mai mic dacă dorim. Dar eu vreau cam așa. Este destul. Mergem la marktul, elipse marktul. Nu mai țin nici shift nimic, apăsat, mă duc decât să bifez. Ok. Și dăm delete. Delete nu merge. Da, o problemă. Dacă nu ne merge, dăm pe guma. Ok. Și o ștergem. Avem selectat doar partea asta, nu și partea cealaltă, deci nu o va șterge. Și deselectăm tot prin acesta. Ok. Fac o reflexie mică. Dăm un overlay sau un soft light. Soft light, o opacitate mai micuță.
Ok. Și mai facem încă una. De ce nu merge? Țin control T, facem din nou același lucru, dar în cealaltă parte, adică partea de jos. Și o facem puțin mai mică. Ok. Dăm pe guma și ștergem. Și dăm un 50%. Destul de bine. 50 și un overlay. Și de ce să nu facem și acest lucru, să-i punem o elipsă albă aici. Am văzut la mulți că pun așa ceva. Am văzut multe butoane ca așa ceva, așa că noi de ce să nu punem? Dacă vrem, dacă nu, nu o punem. Ok. Facem un layer nou. Intrăm în Custom Shape Tool și o să alegem această săgeată. Țin Shift apăsat, Control T, Shift apăsat și mut până devine jos. Ok, mai măresc puțin. Ok, ca să-l pun la mijloc. O să fie bifat acest layer și merg în prima elipsă. Apăs control click stânga. Control click stânga. Și o să-mi apară anumite căsuțe care o să îl poziționeze exact la mijloc. Și această săgetuță o să pun mai jos. Cred. Nu face nimic, deci aceasta este. Ok. O să mut butonul de download în centru. Ok. Păi cam acesta a fost tutorialul. Deci, debifăm background-ul. Și la săgetuță cred că îi mai punem un drop shadow, un 0, un 1 și un 20. Debifăm mouse global light. Ok. Și dacă vrem să dispară, când salvăm și vrem să dispară să fie decât acest buton, dăm acest buton. Și mutăm una din colțuri în jos, în sus, cum doriți. Și dăm enter. Ok. Păi, mulțumesc că ai urmărit acest tutorial. Nu uita să te abonezi dacă vrei să vezi mai multe tutoriale, că o să fac cu siguranță. Este decât la început acest lucru. Nu uita să dai like dacă îți place și un coment dacă ai o părere proastă sau bună despre cum lucrez și nu știu ce. Păi, eu sunt Andrei și ați urmărit primul meu tutorial în Photoshop. O zi